We're talking now about how much people earn here. Here, the normal laborers, they earn $2-3 a day. Per day? Per day, for one day. Yeah, assalamu alaikum. Nice to meet you, sir. How much did you pay for this? Only $600. $600. Wow, $2. Deci a plătit $2, frate, pentru șapca asta aici, nu pentru pălăria asta. So they just stay there the whole day and wait whole for... The whole day, they come in the morning and go back to their home in the evening. And they wait for someone for, who can give just them food. For bread? Yeah, for bread. You told me that you memorized the Quran. Yes, I memorized the Quran when I was 12 years old. All the Quran? Yes. Dear friends, once again with my good friend that I'm going to mispronounce his name. Baksh. Yes. So today he is going to take me to Peshawar. Yeah. One second, because I have to come here. Hello. Say your name once again because I forgot. My name is Talha. Talha, and what Miniata, are Buna di Miniata. Buna I di know Miniata. Some basic words. Basic words. And today we are going to go to Peshawar. We are heading towards Peshawar, which is one of the oldest city, you can say, of Pakistan, and also one of the oldest city of subcontinent. Dragi prieteni, vă reamintesc să apăsați butonul de like. Îmi spun de ani de zile să nu uit să menționez chestia asta și de fiecare dată uit. Deci de fiecare dată, uite că acum n-am uitat. Așadar, vă rog frumos să dați un like, mă ajută enorm. Love you! Deci acum suntem pe râul Indus și exact pe aici, dragi prieteni, a trecut Alexandru cel Mare. And tell me once again, so Alexander the Great crossed this... Yes, he crossed this river by this way. Actually, he was coming from Afghanistan, and when he was entering, so the local ruler of this area, he welcomed him and he sent his boats to Alexander the Great. Băi, și exact acum am ajuns în Peshawar, and I was telling them that I thought initially that Peshawar is a small place, but no, it's big. There's more people than Islamabad. Oh, yeah. Definitely. And this is the oldest city here. The oldest city. Yeah, let me show you some one of the old dentist shop. Okay. Mama. Deci e o diferență majoră, frate, față de old Islamabad. Old dentist shop. Yeah. Wow. Traditional method of, you know, traditional curing the teeth and making the teeth dentures. Deci se fac aici, frate, se fac dinții, e foarte șmecheră. Asta aici pe care o vedeți, mi-au povestit că este the Kabul Gate, pentru că asta de aici merge direct înainte către Kabul. Vă repet, suntem foarte, foarte, foarte aproape de granița cu Afganistanul. Dragi prieteni, vă reamintesc să apăsați butonul de like. Îmi spun de ani de zile să nu uit să menționez chestia asta și de fiecare dată uit. Deci de fiecare dată, uite că acum n-am uitat. Așadar, vă rog frumos să dați un like, mă ajută enorm. Love you! So we are going now which market? We are going towards Kisahawani market. So Kisahawani means storytellers. So this is the market of storytellers, like 2000 years ago, 1800 years ago, when the traders from Central Asia, like when they trade from the Silk Road, and also the traders from the subcontinent, so they used to stop here, and after that they have a cup of a green tea or have a cup of a tea, and after that, like, they exchange their stories, their experiences here in this market. So storyteller market. Yeah, and this is still living. When you go to the green tea shop, so you will be finding lots of the traders from Afghanistan or from the local region. Like, they are bargaining, you know. Bargaining, and yes. Their story. Nice. So, this is the famous Kabul pulao. Kabul kalau, you said. Kabul pulao. Okay, Kabul this is rice. The rice. Yeah, Kabul rice. Deci asta este un orez, frate, specific beef. De aici. And this is beef. Yeah. Beef, yeah? Yeah. Wow. Uitați, frate, unde fac orezul. Deci ați înțeles? Este piața povestitorilor, frate, aici.
Which color? I don't know which color looks which, better which on me. Which color you want, you know? Yeah, there is a lot of rangs over there, because they come here for They have a lot of options. I don't it's know okay. which one they say it. Black, okay, maybe? No. I or this? It. 3, 4, that one. It's okay. Yeah, let's see. Hold this for a second. Yeah. Sure. How do I put it? Yeah. Let oh me my goodness. You look like a local Pakistani. Yeah. And Afghani. Thank you, well. Number got okay. Thank you, number got okay. No, just a minute. Look, want to call over the back of a bit tight, yeah. Just a minute. Upper. Upper. You got I have big head. Yeah, I have very big head. Just a minute. Just a minute. Yeah. Do such a good. Tighter. Da, frate, deci am capul prea mare. Aici, în zona asta, toți oamenii vând căciulile astea. Oh, yeah. Yeah. Let's give it a go. Can I check it out, yeah? Yeah. Better. Oh, this is good. Let me look. Ah. Perfect. Yeah. They were saying that now I look more local, no? Yeah, you look exactly. Like a Pakhtun now. Pakhtun? What are people from yeah, here? People like, shower. As no. I told you, like people love, you know, they have a cup of green tea. Hello, sir. Yeah, hi. Assalamu alaikum. Nice to meet you, sir. Come. Very nice. What is it? Tea? It is green tea. Ah, green tea. Very nice. You check. Ah, yes, please. Thank you so much. Sit down. 1 second. Whoa! Yeah. This is so good. Yeah. Yeah. Really, really good. For a help, you can Wow! Very, very good. Very tasty. Where are you from? I'm from Romania. 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 Yes, sir. Yes. Very far. Hello. Hello. Please one. Hello. Make one very good. Video for me. One video. Yeah, okay. Yeah. This is all TikToker. Ah, TikToker. Yeah. Ah, okay. Yeah. Very my page, Bangaj. Bangaj, this is your store, your yeah, name. Yeah, yeah. Okay. This is my sport. This is my culture. Yeah, show this me sport. Your culture. Huh? Okay. You want to make TikTok? Deci omul a văzut, frate, he just wanted to make his commercial, to advertise for his show. Brand ambassador. Da, deci omului nu-l interesa dacă vreau să cumpăr ceva, el a vrut să-și facă TikTok cu mine, să-l publice și să zic acolo, bă, a venit un străin și a venit la noi aici, magazin, asta era chestia. Ah, this is for children, no? For the children, for the ladies as well. For the ladies as well. Pashtun ladies, especially from the tribal areas, so they usually wear this kind of, you know. How they dress like this? Yes. Wow. Making the hat? Making the hat, yeah. Mamă, și how much did you pay for this? No, only 600. $2. Deci a plătit $2, frate, pentru șapca asta aici, nu pentru pălăria asta. Like $2 only. Mamă, deci este absolut fascinant. Și o să vă povestesc imediat de ce am ales să vin cu băieți, știi ce? Și de ce n-am venit singur. Pentru că logica din spatele deciziei de a veni cu ei, e foarte bine pusă la punct și o să vă povestesc imediat. Bă, deci uitați, ăștia sunt pantofii tradiționali. And these are... Yeah, and this is made up of a buffalo skin. Cow and buffalo skin. Buffalo skin, yes. Cow. Yes. Wow. And now, how do you call all this? All this is shalwar kameez. Shalwar kameez. Shalwar kameez. Yes, this is our traditional. Traditional as well. Yes, of Pashtun people. Deci voi știți că eu, în mod normal, călătoresc singur. E, acum mi-am lăsat pașaportul la ambasada unei țări al cărei nume nu o să zic acum pentru că vreau să fie o surpriză, dar se apropie, e foarte aproape de locul în care mă aflu acum și trebuie să iau pașaportul în vreo 3 zile cu viza. Acum problema este că e foarte greu să călătorești prin Pakistan dacă nu ai pașaportul la tine, pentru că sunt multe filtre, sunt mulți oameni care verifică să vadă că ești în regulă cu actele și de aceea era puțin riscant pentru mine să vin de unul singur, să fiu oprit de poliție, bă, n-ai pașaport, ce dacă că faci? Let me show you the one of the oldest green tea shop here. Ah, green tea shops. The real Kisakhani is here. Wow. The oldest shop. Hello. Hello. Assalamu alaikum. People used to come and sit on these benches. Sit on these benches. And then hello, sir. Assalamu alaikum. Hello. Wow, here. Usko baad mein pilate hain, frate. Baad mein pilate hain. Samjha kehte. No, this is amazing. Different type of tea, yeah. No, it's really... You know that back home, we don't mix tea with milk. Oh, really? No, we don't do it. It's just or tea or milk. Yeah, mm-hmm. It's mixed tea. And it's,
Also, cardamom is added in it. Cardamom. Okay. Everything is inside, like sugar, cardamom, and black tea. Mamă, știți cât de bun e? Gândiți-vă, frate, toate ceaiurile astea, astea 3, costă 50 de cenți, dacă vine să credeți așa ceva, toată asta. Locul ăsta extrem de... Locul ăsta extrem, extrem de tradițional. Say it again, please. Haideți să mergem. Haideți să mergem. Deci, frate, a avut turiști din România, sunteți nebuni, ce omul știe, m-a luat... A venit azi viața, vă zice că bună dimineața. Am rămas șocat, zice, ce bună dimineața, ești nebun. This one, they mix it, they mix it inside the green tea and after that, like they feel better. Deci ăsta este opiu uscat, frate. Wow. Și îl iau și îl folosesc ca medicament, dacă vă vine să credeți așa ceva. Îl pun în ceai și îl consumă. We're talking now about how much people earn here. Here, the normal laborers, they earn $2-3 a day. Per day? Per day, for one day. For one day of full day of work. Full day of working. Mamă and even deși. Some go their home empty, you know. They don't they have don't any sell work. Anything. And they just go taking nothing at home, yeah. Nothing, okay. Mamă, frate, deci auzi $2-3 pe zi, ești nebun. Hello. Hello, sir. Salam. Hello. Salam. Cheers. Cheers. Thank you. Uitați-vă la cablu, frate. Deci cum sunt cablurile astea pe aici? Dacă scade internetul, nu știi care e al tău. Și evident că traficul aici este absolut nebun. Hello, hello. Traficul e out of this world, frate. Deci este... Uite, s-au lovit ăștia aici. Mamă, 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 ce e aici, frate. Uitați-vă și voi. Hai să nu mă calcesc acum tuc-tucul. Stai. Mamă. Mamă. Wait a second. Ok, ok. Unde mi-e putem? Mamă, deci doamnele aia de acolo, femeile aia de acolo erau refugiate, frate, din Afganistan, dacă vă vine să credeți, și stau acolo toată ziua. Bă, stau acolo toată ziua ca cineva să vină să le dea pâine, frate. So they just stay there the whole day and wait all for... day, they come in the morning and go back to their home in the evening. And they wait for someone for, who can give just them food. For bread? Yeah, for bread. For dry bread. Not even a curry. Just bread? Yeah, just bread. Wow, frate. Doamne, cât de șocantă e chestia asta. Deci asta chiar m-a șocat. Am mai văzut locuri în care oamenii sunt săraci, dar să văd așa, frate, copii... N-am văzut în viața mea așa ceva. Copii care stau acolo ore în șir doar ca să primească o bucată de pâine, bă. Asta este o moschee și asta este un tun al moscheei, dacă vedeți, ea este în continuare în construcții. And this was the oldest mosque in Peshawar. Yes, yes, this was the oldest mosque. 600 years old. Around 600, deci în jur de 600 de ani. So, let's go inside. Ah, okay, we can go inside. Check off your food. Of course. Mamă, deci am fost în atât de multe moschei de când am început călătoria asta, dar tot timpul sunt impresionante, frate, deci impresionante. Ia uitați. Yeah, we'll leave it here. Wow. Absolut impresionant. Ce impresionant, cât de frumos poate să fie aici. Așa, asta este curtea interioară, da. Și moscheea propriu-zis e acolo, la interior. Very nice. You can take such a good picture from here at the entrance. The door. Aha. Uh-huh.
artwork inside is the Mughal. The Mughal architecture. Mughal architecture. You can see them on the pillars, on the roof, and on the domes. That's the Mughal architecture. You told me that you memorized the Quran. Yes, I memorized the Quran when I was 12 years old. All the Quran? Yes, the whole Quran. But it's quite a large book, no? Yeah, it's a large book. Like, it has 60 chapters and 114 surahs, you can say. And you memorize it all? Yeah. Wow. Congrats. I can recite, like, okay. just a while. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم صدق الله العظيم. واو. Deci dacă nu veneam cu băieții ăștia, eu nu aflam de locurile astea, frate. Nu aveam cum să aflu de așa ceva. Oamenii ăștia sunt extraordinari. El este băiatul care m-a ajutat să-mi obțin visa, frate, care mi-a dat invitația gratis, l-am găsit pe internet, mi-a dat invitația și n-a vrut să-mi ia banii și ne-am împrietenit și am zis, bă, când vin în Pakistan, când ajung acolo, o să iau un tur cu tine. Și n-am luat unul singur, am mai multe tururi, dar o să vedeți în vlogurile viitoare. Și uite acum, pentru că băiatul ăsta, al doilea ghid, este din zona asta, frate, de aici, din Peshawar, a vorbit cu băieții și le-a zis, bă, puteți să urcăm și noi să facem niște poze și da, frate, ne-am suit exact pe asta aici. Wow! This is so impressive! Mamă! Look, it says there, Afghan mansion. Afghan mansion, yeah. Yeah. No, this is insane. It's so beautiful. Yeah. Nu, dar e supra-realist, deci este absolut supra-realist, frate, ce aici. Alaikum. Uitați-vă și voi cât de frumos poate să fie totul. Și aici vezi? You can have a look of your wires. Wires, e my obsession with wires. Uitați aici, frate. Wow. This look is really interesting. Yeah, it's really interesting. Gold one in Gata. Nu știu cum mergem acolo. Am niște mai foarte de modul băieții ăștia. Să mă omoare, probabil. Dar nu contează. Mamă. Salam alaikum. Please, all or do you know sulfuric acid? This one, did you know? Acid sulfuric. So this is where unde rafinează aurul. Okay, so he is asking you want a cup of tea or green tea? Tea with milk or green tea? Green tea now. Green tea. Green tea. Kawa. Auzi, kawa. Pe aurul ăla gata. Deci așa fac, frate, rafinează aurul. Silver. Ah, that is silver there, yeah? Ah, okay. Can you see the color? Yeah, of course. Da ucigi. Poate da ucigi. Ok, so now the silver it is getting dry now. Deci usucă argintul practic acum. Argint pe care îl mixează cu aurul. Aha. Ok. Yeah. And then later on it is again mixed with acid. With acid. With this acid. In this way the silver it separates from the gold. And the gold is like a tea, you know, black tea. Black tea. Like a black tea. And then after it is again, you know, mixed with another acid, mixed. The pure gold is extracted out. The pure gold. Yeah. In the local language, how you say here, thank you? In Shukriya. Manana. Okay. Manana. Dera manana. Many thanks. How? Dera manana. Yeah. Deci asta este, asta o bagă în acid sulfuric, frate, aici jos. Silver. That is silver? Yes. Aha. This is silver now. Wow. So the copper case is the silver. De la mana. Okay. Thank you. Thank you, bye. Bye. Deci omul ăsta, frate, gândiți-vă că lucrează în domeniul ăsta aici.
în purificarea aurului, ci că de 10 de ani din familie, frate, și fratele lui a plecat pentru că nu vrea să mai lucreze aici din cauza faptului că bine te expui la toate chestiile alea chimice și că și el acum într-un an de zile așteaptă ca fratele său să strângă niște bani ca să-l cheme și pe el. Nu știu, n-am înțeles ce țară e, dar da, asta e ideea. Wow! Vegetați. Acum am ieșit în strada principală și îmi spune că ei după ce mănâncă carne bagă fasole asta. Carne? Deci mănâncă fasole asta, frate. Și stăteam și vorbeam cu ei că de foarte multe ori el îi traduce lui. Pentru că el, you are from the northern part from of the country. From Hunza Valley, yeah. He is from north. El este de aici, frate, și când vorbesc cu localnici, el trebuie să-i traducă lui în urdu, care e limba oficială, și zicea că atunci când o să meargă la el acasă în urd, el trebuie să-i traducă lui. Deci e super tare, frate, au limbile astea și nu pot să comunice unii cu alții. People are having lunch. People, they just come and have lunch. Have lunch. Yeah. Acum astea aproape de ora prânzului. Mamă, frate, ce e aici? O diferență enormă față de Islamabad. Vezi? Hello? O să vedeți în... Nu știu ce ordine o să pun clipurile, dar cred că o să vedeți după asta clipul din Islamabad, să vedeți ce diferență, frate. România, ia uite, România, yes sir. Ia uite, frate, am oprit aici să mănânc niște. So this is made of beef. Yes, this is made of minced beef, and then tomato is added in it, and some flour is added in it, some spices, and some egg. Some egg, da. Yeah. No. Uitați-vă cât de mișto arată asta, frate. So thank fast. You so much. Really, really, really good. Thank you so much. Mamă. Deci evident că omul nu a vrut să ne ia banii, frate, dar e atât de bună chestia aia, uleioasă ce drept, mâncarea asta este foarte uleioasă, dar excepțională. Aici, de exemplu, pe strada asta, vedeți că nu sunt cabluri pe sus, pentru că toată căblăraia lichteșea tot este în pământ, frate. Deci acolo în spate era pe sus, aici este underground. Calf, no? Ah, picioare, frate, deja de aici. Hello. Hello. Uitați, frate, aici vinde picioare de vacă, bă, e real cum arată. Uite, a făcut frumos supa și o pune în punga aia. Yeah, the takeaway. Traditional Turk takeaway. Wow. Migrated from Central Asia and they were having trade with Russia and Central Asia from Peshawar. And okay. These were the houses, you know, of the Sethi's people. Ah. Which is almost like 200 to 300 years old. 300 years old. Deci toată zona asta, frate, făcea parte din trade route. Și uitați-vă cât de miște. Yeah. Uitați cum arată pe aici, bă. Hello. Fascinant. Arhitectura este absolut fascinantă. Fascinantă casa asta, deci absolut fascinantă. Nu prea am voie să filmez, am tras câteva imagini pe acolo pentru că tipul era geană pe mine. Dar fascinantă, câte stiluri, câte combinații, frate, deci e super gem țara asta, repet. Ok, say it once again, why is this called the city of invaders? Actually, because of the, you know, significance of this city, like, because of the trade route, because this one was the connecting point between Central Asia and between subcontinent, so everyone tried to invade this city. That's why this is called the city of invaders. Like first, you know, the Mughals are taking on this city, after that the Sikh people, they are taking on this city, and after the British, in the British period, they also tried to, you know, to control on this whole city. So at that time, this one, like during the Sikh period, can you see the tower? The balcony. In front of, yeah. They were hanging people. Yeah. That one was the hanging tower at that time. So they usually for criminals. For criminals. On a daily basis, they hang like two or three people per day. Yeah, and it was also, you know, during the British period as well, it was useful, you know, for the hanger. Yes. Mamă, deci absolut fascinant, așa cum v-ați înțeles de la el, presupun că orașul acesta era un oraș foarte important pe trade route-ul dintre Asia Centrală și momentul în care, de exemplu, erau criminali în oraș sau oameni care făceau chestii nașpa, erau atârnați și spânzurați de aici, de la acest balcon.
La aproximativ 30 de kilometri de Peshawar, suntem într-un loc care se numește The Tribal Area, exact tranziția dintre orașul Peshawar și Tribal Area. Tribal Area este o zonă în care foarte mulți refugiați afgani în anii 80, în timpul ocupației sovietice, s-au retras aici în Pakistan, exact în zona asta. Iar acolo în față puteți să vedeți poarta. Again, the name of the gate? Khyber Gate. It's Khyber Gate. Khyber Gate. Yes. Okay. And from what I read over there, many refugees, Afghani refugees, came in this area. Yeah. In 1980s, 3 million Afghan refugees. 3 million. Yeah. Yes. They came from Afghanistan. They moved. Pakistan. To Pakistan. Area. Yes. Wow. And this is the gate which enters Pakistan from. That is the gate. Și acolo este poarta, vedeți, care era înainte reprezenta intrarea în Pakistan. A fost și cel mai autentic encounter pe care l-am avut în viața mea. Erau niște copii acolo și m-au întrebat dacă sunt musulman. Și am zis că nu sunt musulman și m-au întrebat de ce. N-am știut ce să le răspund. Vor acum să-mi ia băieții să facem fete, să-mi fac haină. Și ne zice că this is good cotton, 100% cotton. Just cotton. Pure, 100% pure cotton. Yeah. Perfect. I'm Afghanistan. You're Afghanistan. You're Afghanistan. Afghanistan. Wow, very nice. Nice to meet you. Good day. Nice. La guzara carore. Deci de aici a cumpărat asta, frate, a dat $5, dacă vine să credeți că vrea să facă cadou aia. Și aici suntem extrem, extrem aproape de Afghanistan, undeva la vreo 10 km, ceva de genul ăsta. Era cum să zic ceva, dar nu, o să aveți o surpriză. O să vedeți în peste 3, 4, 5, 6 clipuri. You paid for free around $20. Yeah, $20 for 3 cloths. Wow. Yeah. And if you buy this from the city, you're going to pay 20. You are going to pay 20 each, yeah. For one. If you buy from the city, yes. You will pay 20 each. 20 each. Mama, if you pay from here, you get 20 for 3. For free. Yeah. Wow. Veni să mâncăm de prânz, să fac și un miel corect. Aceasta este parcarea și o să vedeți, frate, ce haos în partea asta, că e avem atac acum puțin, e poliție, armată, arme, deci e out of this world ce e aici. Când ne-au zis că nu avem... Am uitat aici cum stă carnea asta, frate. Comandă el acum ceva, vedem, habar n-am ce. Just meat. Just meat. Just meat, yes. Yes. This place is famous for meat. Mamă, deci au comandat băieții ăștia, au luat așa special curry din ăsta. And also skewers. We have ordered from this, the chump. Wow, the chump. It sounds like a pork. How did they ask? I ask if it's pork. So stupid to ask this. Wow. Acolo jos comanzi și până o mergi pe străzi pe... Mamă, ce e aici? Wow. It doesn't get any more local than that, no? Ia uitați! Au comandat băieții de mâncare și acum așteptăm aici. This is our private VIP room. Yeah, VIP room. Just for us. This is only specified for VIP. For VIP, exactly. For bloody tourists. Yeah, exactly. Yeah. Stăm aici, frate, să vedeți. Deci au luat la mâncare. Mamă. I'm telling them that you bought so much food. No, so much meat, actually. So much meat. Just meat. Only lamb. Only lamb. Deci doar miel, frate. O să băgăm mielul. And you are going to have the best lamb of Peshawar. The best lamb. Of this region, yeah. Perfect. Okay. No, it's okay. Like this. Yeah. Let's see. Oh, you're gonna kill me. Wow, look at this. Wow. Well, okay, so this is the kadhai. This is the... Wow. This is the lamb curry. Ah, this is the curry that you showed me. Yeah. And these are the lamb chops. Yeah, lamb chops. Wow. And you are going to have the best lamb of Peshawar today. The best lamb. Look at this. And what are these? Ah, spices or what? This is like yogurt. Like yogurt. Yogurt. Yeah. Yes. Wow. Yogurt, they put some mint inside the yogurt. Wow. Yeah. This looks amazing. And for all this, around $20. Around $20. Around $20. Around $20. Wow.
Bă, voi știți cum e asta? So soft. Yeah. And only salty. Only salt. Only the pure taste, you know? The pure taste. Deci doar sare, pun, frate, nu bagă nimic altceva. Uitați-vă și voi cum arată. Wow. This is by far the best meal I've ever had. Like, no, no joke. I'm not joking. I could eat all my life. Like from now, just this. Until I pass away. Wow. This wow. I'll eat. Yeah. No, already good. Mamă, deci acum am ajuns înapoi, este în Islamabad și suntem în zona cea mai luxoasă, frate. Deci este o diferență de la cer la pământ între cum era acolo în Peshawar și ce e aici, boss. Deci asta este zona de ambasade, de poate ar fi trebuit să fac un alt video separat. Dar nu, vreau doar să vedeți discrepanța enormă, frate. Deci cum arată aici, uitați-vă, super luxos, restaurante frumoase, cafenele. Deci este complet, complet altă viață. Nu, deci discrepanța din țara asta, frate, e out of this world. Deci ne-am așezat acum, frate, ne-a dus focul. Uitați-vă și voi cum arată aici, bă. Ireal. Acum am venit, frate, să-mi ia momul, să mă măsoare. Ah, sorry. Să mă măsoare, să vadă exact pentru hainele astea pe care mi le-au cumpărat astea și de-abia o să deci o să-mi iau hainele în câteva zile, ceea ce înseamnă că nu o să vedeți pe vlogul ăsta, ci mai probabil pe celălalt video. Wow. Okay. Am avut acum de ales între din asta, așa, sau din asta cu Marel și mi se pare much more comfortable. Like this. Yeah, this one. Da, asta vreau. Exact așa o să-mi iau. Yeah, but it's almost same color, no? Yeah, yeah, it's almost same. Almost the same. Yeah, yeah. More or less the same color. Yeah. Very nice. Mm-hmm. Băi, deci am ajuns la hotel and I wanted to kindly thank you for all the assistance. I had an amazing experience today. For me, it's I'm always very grateful when I have the opportunity to meet nice people and to meet the real people, you know. Da, da. Da, da. Do you remember again the phrase? How did you say? The one in the car. Bună, how you bună say? Bună dimineața. Bună dimineața, niata. Bună yes. Dimineața. My, să mergem? Haide. Haide să mergem. And no, no, that phrase you said, I am your guide. Oh. I will have to watch. Okay, read it. No problem, no problem, no problem. He's a good guy. He's a good guy. Yeah, yeah, yeah. Deci a scris, frate, pe telefon și a scris o frază pe care zice că a avut români care au fost în tur. Oh yeah, this one was bun venit in Pakistan. Uma numesc Talhasi, voi fi ridul with Vostrov in Pakistan. Perfect. Very, very, very nice. Hai că s-a întors. Bakș, cred că așa e pronunț, nu știu că e pronunț bine numele, astfel încât să-mi dea căciulița asta, frate, pentru că uitasem și asta o să-mi fie foarte utilă și aici, dar mai ales în țara următoare. Ajung și acum în camera de hotel și tragem niște concluzionante. Nu, este etajul meu. Eu sunt la etajul 2. Asta este cel mai cool hotel care există aici în Islamabad, în capitală. Cel mai frumos hotel Regalia se numește. Gata, frate, am ajuns acasă. Băi, o zi absolut, absolut demențială. Sunt extrem, extrem de mulțumit. Cred că video-ul ăsta a ieșit foarte, foarte interesant. Sper că nu vă supărați pe mine că nu pun tot timpul subtitrii în engleză, dar știți care este părerea mea. Engleza trebuie să o învățați și v-am mai povestit de oamenii de la Cambly, dacă țineți minte, asta nu e clip sponsorizat de ei, dar trebuie să învățați engleză. Dacă nu o știți, dar foarte mulți dintre voi sunt convins că știu engleză. Așa, deci o zi excepțională și, repet, nu uitați de faza cu turul Backpacker Life prin Pakistan. Țara asta este demențial, o grămadă de lucruri interesante și dacă aveți încredere în mine și veniți cu mine aici, vă garantez eu că o să fie de nota 10. Acestea fiind spuse, eu îmi pun
cepcuța în cap și ne vedem în vlogul viitor. Love you!